Potrivit reglementărilor în vigoare, evaluarea aceasta în vederea, pe de o parte, autorizării și acreditării și apoi evaluarea periodică instituțională o face Agenția Română pentru Atestarea Calității în Învățământul Superior, de care vorbeam mai înainte. Experiența pe care o am inclusiv din perspectiva calității de evaluator în cadrul ARACIS este că aceste criterii propuse de agenție sunt de cele mai multe ori formale și, din păcate, aplicate mecanic. Ceea ce se verifică este existența documentelor constitutive, existența cartei universitare, a regulamentelor, fără posibilitatea verificării în concret a modului în care ele se aplică efectiv. Sigur că din acest punct de vedere, din punctul de vedere al criteriilor formale de care vorbeam, toate facultățile de drept sau aproape toate îndeplinesc condițiile sediilor, condițiile privind dotările, condițiile privind existența bibliotecilor, mai mult sau mai puțin, a fondului de carte. În ceea ce privește cadrele didactice, există tot o abordare cantitativă, sunt procente prevăzute de lege, 70% din posturile din statul de funcțiuni trebuie să fie asigurat de către cadre didactice cu norma de bază în facultate, 25% din aceștia trebuie să fie conferențiari și profesori, etc. Din păcate, în condițiile în care un cadru didactic nu poate avea mai mult de 3 norme, nu există o situație concretă, există doar declarațiile cadrelor didactice privind facultățile la care predau, dar o modalitate de verificare obiectivă nu există. Și pot să vă spun, tot din experiența de la ARACIS, recent s-a depus un dosar de înființare a unei noi facultăți de stat undeva în nordul țării și din 20 de cadre didactice care figurau în documentele pe care le depusese facultatea, 5 erau din București. Am mari îndoieli, vă spun cu toată sinceritatea și, dacă vreți, fără niciun fel de patimă în ceea ce îi privește pe acei 5 colegi din București, mă rog, de la alte instituții, nu de la noi, că ar fi ajuns să facă naveta la Baia Mare pentru a preda, pentru că e vorba de Baia Mare, pentru a preda acolo diferite discipline juridice. În ceea ce privește cercetarea științifică, și aceasta, din punctul meu de vedere, este evaluată formal. Propunerea pe care o face ARACIS, prin criteriile aplicate, este mai curând formală. Sunt criterii în ceea ce privește, spre exemplu, publicarea de articole în revistele științifice, care în mod evident nu pot fi aplicate. Organismul, Consiliul Național, care evaluează și acreditează revistele de specialitate, inclusiv cele juridice, operează cu criterii care nu pot fi aplicate, din punctul meu de vedere, revistelor juridice. De altfel, din această perspectivă, pot să spun că la întâlnirea decanilor facultăților de drept din Europa Centrală și de Est de la Viena din acest an, a fost adoptată o declarație a acestei întâlniri, referitoare exact la necesitatea unui alt tip de criterii de evaluare și acreditare a revistelor juridice. Și atunci mie mi se pare că trebuie să treacă în evaluarea facultăților de drept la o serie de criterii obiective și verificabile. În ceea ce privește cadrele didactice, să se realizeze o bază de date care să asigure verificarea strictă a modului în care este respectată prevederea privind predarea în cadrul a maximum 3 norme didactice. Sigur că mă gândesc inclusiv la situația în care ar putea fi inclus un criteriu care să impună un anumit procent din numărul cadrelor didactice, ca un anumit procent din numărul cadrelor didactice să fie, cu un termen poate nepotrivit, localnici sau în orice caz din zonă. Pentru că un alt exemplu cu care m-am confruntat recent la ARACIS este următorul. Se propunea înființarea unei facultăți de drept într-o capitală de județ și toți profesorii care urmau să predea acolo erau dintr-o altă capitală de județ aflată la 2-3 județe distanță. Deci toți, fără nicio excepție. În ceea ce privește cercetarea științifică, cred că aceasta trebuie să fie valorificată prin publicarea la edituri și reviste recunoscute pe plan național și internațional de comunitatea juriștilor, pe baza unor criterii specifice publicațiilor juridice. De asemenea, ar trebui incluse printre criteriile evaluării participarea și organizarea de conferințe internaționale cu instituții similare
din străinătate recunoscute și de prestigiu. Participarea studenților la concursuri naționale și internaționale și rezultatele pe care le obțin acestea ar putea fi de asemenea un criteriu. Unul din cele mai importante criterii, pentru că acesta este, mi se pare mie, scopul facultății, funcționării unei facultăți în general și a facultății de drept în special, ar fi acela al posibilității absorpției pe piața muncii. Din acest punct de vedere, cum s-a menționat și ieri, sunt 6 facultăți de drept din țară care dau în fiecare an în jur de 80-90% din procentul celor admiși la Institutul Național al Magistraturii. Și celelalte facultăți, celelalte 42 de facultăți, dau restul de 20-25%. Acesta este unul din criteriile care mie mi se pare este relevant pentru calitatea învățământului juridic, examenul de admitere la Institutul Național al Magistraturii fiind recunoscut ca fiind unul extrem de transparent și de corect. De altfel, din discuțiile pe care le-am avut cu Uniunea Națională a Barourilor, începând de acest an, am aflat că începând din acest an și Uniunea Națională a Barourilor organizează un examen unic la nivel național și vom avea posibilitatea ca în colaborare cu domniile lor să vedem și în ceea ce privește intrarea în avocatură care este situația absolvenților facultăților de drept. Mie mi se pare că după o evaluare strictă, corectă, obiectivă a facultăților de drept, și ceea ce spun acum probabil că e valabil și pentru alte facultăți, ar trebui să se ajungă la ierarhizarea facultăților de drept. Ierarhizarea care ar putea să fie făcută pe 3 planuri. Facultăți de acoperire sau de anvergură, sau, mă rog, putem găsi orice alt termen, locală, care eventual să organizeze numai cursuri de licență, de anvergură sau de prestigiu regional, care să organizeze cursuri de licență și de licență și masterat, și în sfârșit, de anvergură națională care să organizeze și cursuri de licență și de masterat și de doctorat. Ierarhizarea ar fi utilă și din alt punct de vedere. Și anume, mai ales în ceea ce privește facultățile de stat, care beneficiază de subvenții de la buget pentru studenți. Este din punctul meu de vedere, și o spun încă o dată, încerc să fiu pe cât posibil obiectiv și fără să am neapărat un parti pris, în ceea ce privește facultăți de drept de stat mici și fără o perspectivă serioasă din punctul meu de vedere, vroiam să spun că din această perspectivă, îmi cer iertare pentru caracterul prolix al frazei, este inadmisibil, cred eu, ca subvenția pe un student să fie aceeași la facultatea de drept, la o facultate de drept care dă, să spunem, 50% din cei admiși pe piața muncii, la INM sau în profesiile juridice, și aceeași subvenție să fie acordată pentru un student la o facultate de drept ai căror absolvenți probabil au mari dificultăți privind inserția pe piața muncii. Nu vreau să mai insist, mai aveam câteva considerații privind și structura actuală a învățământului juridic, astfel cum a fost ea adoptată după declarația de la Bologna, în ceea ce privește structura 4 plus 1 plus 3, spre deosebire de structura 3 plus 2 plus 3, adoptată de celelalte domenii ale învățământului superior, dar aceste considerații le păstrez pentru o discuție ulterioară. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnului decan. Trebuie precizat aici că Aracis, instituția la care s-a făcut de atâtea ori referire în discursul domnului decan, este o instituție autonomă, dar își are corespondentul în toate statele membre și este parteneră în European Network for Quality Assessment, ceea ce este încă una din realizările reformei mai cunoscute sub denumirea de Bologna.